Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Weekendul Horror. Haideți să ne speriem puțin cu un joc adevărat, un joc corect. Se numește Madison, tocmai ce s-a lansat, iar noi l-am jucat în trecut acum mai mulți ani. Chiar exact când am văzut că s-a lansat jocul, am dat și un mesaj la developer și mi-a și răspuns că ține minte că l-am jucat în trecut și ne-a oferit o cheiță să-l jucăm gratuit, deci îi mulțumim pe calea aceasta. Jocul acesta ar trebui să fie pe bune horror și zice că este un joc psihologic horror din first person, e immersive, adică o să ne simțim așa în lumea aia acolo conectați. Și faci tu niște poze pe care le developezi, nu știu cum se traduce în română, când scoți din camera foto poza direct și rezolvi niște puzzle-uri. Bun, țin minte că jocul avea o atmosferă mișto, deci chiar ar trebui să fie horror și m-a uimit până la lacrimi când am dat la limbă și am văzut aici, română. Am zis, wow, mi-am pus mâinile în cap, am zis, e pe bune situația. Limba și literatura română într-un joc horror care e indie, deci nu e un joc făcut de o companie uriașă. Hai să dăm click pe poveste. O să aibă subtitrări în română, cred? Normal sau greu? Normal, fii atent ce ne zice pe normal. Indicii vizuale, zone de fotografie, inamici normali, poze instant infinite. Wow, 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 română, fără date, wow. Selectează un slot. N-ai mă cum să dai cu băieți, încep jocul? Da, tată, cum să nu încep jocul când e în română? Dacă simți amețeli sau dureri de cap, ia o pauză. Ok, o să luăm o pauză dacă mă doare cabeza. Deși jocul e instalat pe SSD, văd că durează destul de mult până se încarcă. În fine, aveți GIF-ul în descriere, codul 12% reducere. Băieți, nu uitați, astăzi am o aromă de extraterestri, ceva cu Phase 51 de la Area 51, care e bună aroma. Vedeți și pe G2A, poate găsiți jocul mai ieftin. Eu n-am mai verificat acolo că v-am zis că am primit codulețul de la developer. Oh, doamne, ia! Capul meu, doamne! Mă, știi care e întrebarea? O să vă anunț de acum că dacă sunteți sensibili la lumini de alea care se schimbă repede și se fac chestii, să știți de acum, ce le-aș sugera eu ar fi să adaugi o opțiune să faci textul mai mare, că e destul de mic, sunt subtitrările. Ia că bate la ușă cineva. Tata? Tata, te rog, răspunde-mi. Vorbește cu mine că nu înțeleg ce se întâmplă, propria ta familie. Sângele tău. Bă, cum să citesc aia? Ce naiba se întâmplă cu tine? Ce subtitrare are jocul ăsta? Ne-ai ruinat familia. Deci tata e la ușă și zice că i-am ruinat familia. Ok. Uite, am stins televizorul. Mă lasă la prins ca să văd. Nu ai niciun obiect de folosit. Holy shit, ia uite cum pipă-i așa sertarul. Fii atent, pregătiți-vă să citim în română. Verișorul tău Romeo. Wow, Romeo fantastic, cine? N-ai mă cum să o dai în română. Bă, toate jocurile ar trebui să fie în română. Jocul ăsta merită toți banii, doar care subtitrare. Foarte rar așa ceva, nu cred că înțelegeți că avem mileu de ăsta pe jos sau ce. Drag de mouse ăsta de... Deci tata bate la ușa, dar noi n-avem niciun stres cu el, genul stă acolo. Dad, stop. Tata, oprește-te, nu are nicio noimă. Ce fuck, bă? E ceva pe aici, pe jos. Opa. Mă, dar n-am și o lanternă? Ce e asta? Sandbox. A, cred că putem să o deschidem? Scrie ceva acolo. Oh, interacționăm pe rotiță. E o mână. Asta nu se poate întâmpla. Oh, wow, în viața mea n-am mai văzut așa ceva. Deci îl învârți efectiv, dai de rotiță. Ok. Apucă, rotește, zoom. Apucă. Stați așa că am apucat ceva pe jos. Cred că ar trebui facecam-ul mai un pic așa. A, era un mâner, mă, și nu puteam... Trage de el. Ciocănita! Ok. Îi dăm cu ciocanul? Mă, cred că spargem scândurile astea.
A, nu le spargem, tragem cu ele. Nice, nice, nice. You are not my son. Tu nu ești fiul meu. Bă, dar de ce e așa nervos, că eu nu înțeleg. O să trec? A, da. Preotul avea dreptate. Preotul, fratele Romeo. Trebuia să te iau cu el. Ești prin casa bunicului. Mă, am și o întrebare. De ce se aude vocea atât de încet? Adică jocul se aude blană bombă și vocea se aude prea încet, literalmente. Un alt minus. Nu voi putea să mă mai întorc. O mișcare clasică pentru un joc horror. Lanternă n-avem, stați liniștiți. Mergem așa pe chiorutele. Trag de mouse ăsta și că trag în viața reală. Al naiba. Ah, ține minte coridorul ăsta. Ok, deci noi am jucat demo-ul, dacă vă uitați, căutați efectiv Madison, se numește videoul anterior, o să găsiți exact coridorul acesta. S-ar putea... Oh my god, mi se pare că pe demo noi nu puteam să intrăm aici sau? Sau puteam? Doar că noi nu știam, cred că ne blocam în capăt, că noi nu știam de unde veneam pe drumul ăsta și acum știm că porneam din camera aia, parcă. Și mi se pare că de aici începe demo-ul. Sau nu mai țin o minte bine? Ce sunt bă încuietorile astea, bă băiatule? Așa aveți și voi la voi acasă? 15 încuietori, una aici, una aici, clanță, încuietoare jos, ciocanescu. Ok, nu putem să folosim ciocanul, stați liniștiți. Deși nu prea mai țin minte ce trebuie să facem. Știu că e ceva în capăt aici. Da, 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 țin minte, ai exact și un ceas, fii atent că știu, e un ceas. Ceasul mare de la gara e. Se închid ușile, se deschid. S-a oprit lumina acolo. Stai liniștiți, băieți. Da, mă, ești nebun și de aici luăm, am înțeles. Și fii atent, aici e o ușă. Nu era o ușă aici? Ba da, ba da, vărule. Și aici o să facem noi ceva cu niște pozici. Doi cu ciocanul în tot ce prinzi. Nu, da, o să intrăm aici și o să... Aici e bunicul nostru Romeo. Pândăcescu. Da, 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 țin minte, țin minte și ne uitam la TV. Am crezut că e cineva lângă mine. Mamaia noastră Rodica care n-are ochi. Tu ești nebun la cap? Ești nebun la cap, n-are ochi. Știrile locale au fost în sfârșit licitate bunurile. 3 milioane de dolari. Cred că a murit o familie și o licitat bunurile? Au fost picturi, bijuterii din aur și diamante. Da, 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 minunat. Aici avem un cod. Derulează! Mă, dar mă sperie jocul ăsta așa cu umbrele. Cadoul meu. Luca 16. Mă, pe mine mă cheamă Luca, de unde știai? Fotografiază. Back. Cum fotografiez, nu ești nebun? Click dreapta? Wow, 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 doar am făcut o poză, n-am făcut... Și acum ai dat așa de aia, hai că țin minte. Zdruncină. Ce sunt, mă, degetele astea? Uite ce degete am. Bă, dar zdruncină poza aia odată. Ce face cu ea? Uite ea. E un ștreang acolo, ce e, mă? Mamă, mamă, ne-a cucoșat. Da, și noi o să facem poze și când zdruncinăm o să apară niște fantome, cred. A, uite că acolo, ia fiți atenți, aici pare că lipsesc trei poze. Da, nu e nimic special. Bă, nu știu, ăsta e. Ce să aud eu? A, pe click dreapta bagă aia înapoi. E stricat. O, am găsit o cheie. Pe care ce scrie? Study? Bun, acum o să ieșim pe coridorul ăsta care e foarte întunecat. Nu se întâmplă nimic rău, nu? What the f... Mamă, s-a apropiat ăsta. Bro, what?
E blocat? Oh, pe A și pe D schimbi itemele. Și cred că punem portretul bunicului? Trebuie să găsesc un cui. Are cineva un cui de aici? What? Și-a revenit ceasul? Mă, ce se întâmplă? Oh, ce convenabil, a apărut un cui fix pentru noi. Hai să-l punem. Unde s-a dus, că nici măcar nu e ușă? Am morțit piciorul. Nu, prima oară punem cuiul. Troncănește-l un pic. Între timp voi veți apăsa butonașul de like că vă place mult Weekendul Horror. Tataia e pus la locul lui acum. Ia zi, tataia, cum e? Dai bine cu poza acolo? Hai că-ți fac și o pozică dacă vrei. Uleu, să spart tu poza! Uleu, urât ești, tataie! Ai spart oglinzile, asta e că a apărut ușa asta aici. Ah! Aha! Bă, dar noi salvăm sau se salvează singur jocul? Ia mă, cine e aici? Că a intrat o fantomă în camera aceasta. What the hell has dad been doing? Ce-a făcut tata aici? Keep away from children. Departe de copii. Eu nu pot să le iau? Ah, era în cutie o... Mă, e cineva în bucătărie acolo sau ce? Ia... Joacă pentagrama asta. Stai. Opa. De ce se clatină toată casa, e întrebarea. Când fac poză. Na, nu e nimic wow aici. Să pozăm și așa. Ok, camera asta... Oh. Ok. O casetă. Apucă. Păi și cum desfac eu? Era de la Seif-Ju. Ea păstrează. Cred că vrea să depozitez obi... uite în dreapta, eu am 5 din 8. Poate asta? Abar n-am. Extra pockets? Și putem să-l luăm. Era ceva aici! Agenda mea? Luca. Piciorul surorii, mâna mamei, capul tatălui. Oh my god! Trei obiecte care cred că erau toate puse acolo, trei în camera aia. Știi ce zic? Întrebare... s-a deschis ușa! Stai un pic, tata a spus că repara casa bunicului. De a investiga această femeie. Dar nu ne lasă... Ce se întâmplă? Ăstea nu ni le-a tradus? Ba da. Satanista de 43 de ani. Și-a omorât familia într-un ritual vrăjitoresc? Credeți sau nu, femeia de 43 de ani a fost găsită fotografiind unul dintre Madison Hale și-a aruncat victimele într-o fântână din subsol? Ucigașa în serie a fost împușcată fatal în stomac? Fotografii îngrozitoare cu corpurile victimelor au fost găsite în subsolul lui Hale? Femeia a posat cadavrele după ce le-a dezmembrat? Oada dezmembrat ca pe biciclete? Deci el investiga această femeie, polițistul Russell ne spune. După cum am fost informați de departamentul de poliție, ofițerul ce a încetat viața lui Madison spune că înainte ca aceasta să moară, ucigașa și-a dorit aparatul de fotografie instant. Femeia de 43 de ani e speculată că a făcut poze victimelor sale după ce le-a mutilat. Deci omora oamenii și îi poza? Catedrala Jupiter, Biserica Groazei. Holy shit, guys. Ucigașa în serie Madison Hale a fost împușcată mortal de polițistul Russell, care a justificat că a găsit-o dezmembrându-și victimele înăuntru proprietății sale. Deci femeia a luat oamenii în casa ei și dezmembra, le scotea mâinile și picioarele ca păpuși. Chiar dacă dânsa a fost împușcat în stomac, cumva ucigașa a reușit să supraviețuiască încă câteva ore? Ucigașul în serie prins și ucis, 4 cadavre sunt implicate? Holy shit, man! What? Deci tatăl nostru suspecta pe femeia asta? Grandpa's house.
Nu știu, oare tatăl nostru a fost ăla care a împușcat-o? Nu cred. Casa bunicii. Nu a mai fost aici de când a murit? Holy smokes, guys. Asta e mama aia? Ia să facem niște poze. Eeeeți. Nu, nu cred că e de făcut poze aici. Da, da, da. Yo, yo, yo. Ce asta? Fuck. What? This storm must have taken out the power. S-a luat curentul. I think grandpa had a generator in the basement. Bunicul avea un generator la subsol. It has no signal. Grandma and grandpa's room. Camera bunicilor. La subsol. Oh my God, cât de horror e statuia aia. Holy shit, vreau să o vedem de aproape. Wow. Sper că nu ai de gând să prinzi viață. S-a deschis cumva camera bunicilor și nu știu eu. Damn, jocul ăsta e horror. Nu, s-a deschis o ușă, dar nu știu care. Asta? Iată, trag spre mine și deschide ușa invers. Să mă bată vidrele dacă văd ceva. Bro, ce se tot... Ce se tot crapă așa? Hai la subsol. Aaaa, e cineva tehnician aici? Bă, știu că le ridicăm pe toate până când dăm de una bună. Cred că a revenit curent. Nu trebuie să tai curentul acum. We back, boys, we back, we back. Let's go, let's go, let's go. De ce mi-arată că? A, nu trebuie să tai curentul acum. What do you mean? Trebuie să tăiem curentul mai încolo? Care e întrebarea mea? De ce nu avem o lanternă? Miroase nașpa. It's real, Blave. Blue knees. Ce se tot aude? Ok, hai să punem caseta aia. Avem o casetă pe undeva. Caseta 1. De ce am o casetă în mână? În momentul primului contact e deja prea târziu. Când un demon se atașează de un om, devine un fel de parazit. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. Pentru bunicu. In most instances, the demon's relentless objective. Se întoarcă în lumea celor vii, demonul. What? If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures. But by far the best way is to obey. Să te supui, ajută-l pe demon să obțină ceea ce caută. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits. Intră prin anumite obiecte. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs. And already walks among us. In the first stages of possession, ce mă, bunicu? Un gazdă tine să le tragă de prieteni și familie, devenind agresiv. Era să uit. Multe cazuri de posesie au prezentat comportamente ciudate. La insectele din apropiere? Gândaci? Ferește-te de insecte? Păi uite, insecte aici erau. Aici erau gândaci. Do not use. Trebuie să fie o greșeală. Wow. Capul meu, ce-a fost, mă? O ușă roșie. Buze, capul! Despre asta vorbea omul acela. It can't be happening to me.
Suntem posedați de demon sau? Oi. Schide agenda. Ușa de la subsol? Aici nu știu care-i faza. Poate trebuie să punem un obiect? Televizorul nu merge, multe medicamente. Bunicul și-a dedicat întreaga viață? Fabricării de ceasuri. A, nu-l luăm cu noi, ok. Să deschizi ușa dacă vreau să scap din casa aceasta. Nu e cheia asta? E altă cheie, cred. Cred că să coborăm pe aici. La loc la subsol. Era un tunel întunecat. Ce-o fi asta? Mars, Jupiter. Sunt două planete, ok. Putem pe aici? Apar n-am cum ne strecurăm, că nu prea pare că am avea loc. Printre țevi, cum intru pe aici? Oh, uite gândacii de care zice, așa e usa roșie. Da, e ușa. A, ce arată? Wow! Nu intra! Aha! Ce locul ăsta? Multe poze. Nici nu mai știu într-o casă, am ieșit. Le-am mai văzut înainte simbolurile. Stai. Cred că... aici. E un C cu săgeată în jos, triunghi cu linie în jos și 2. Ăsta. C cu săgeată în jos. Un triunghi. Cu linie în jos, bă, dar trebuie să dai. Și un 2? Stai așa. Ma, bă! Ia, s-a oprit singur. Opa. Pentagrama. Intrăm în puț? Ia! Ne ducem în backrooms. Habar n-am ce mai fi aici. Wow, wow. Mirosul. Apa e scârboasă. Îți dai seama că e plin de gândași de... Asta nu era aici acum o secundă. Într-adevăr nu era, echipează. Păi și? Ce fac eu cu asta? Alo? Aha! Opa! M-a blocat. M-a briscat. Auzim pe cineva. Aici pare că bipăie maxim. Mă, poți să... Oh my god! Bă, de ce nu m-am uitat pe poză? N-am vrut să dau click dreapta. Trebuie să-l prind. Holy shit, dude! Cine e ăsta? A, nici nu putem să vedem poza măcar. Ok, deci unde bate tare.
De? Officer Russell here. Ah, când am omorât. June 17th, 1987. Ofițerul Russell. I am now entering Madison Airspace. Subsolul lui Madison. 1987. I can see there's... Văd că e un fel de fântână. În centrul camerei. Fântâna în care am intrat noi. Sper că s-a deschis. Să văd ce pe cealaltă parte. Un miros îngrozitor de jos. Unde suntem noi? Nu văd nimic jos, de aceea e unde suntem și noi acum. Cred că l-am găsit. I-am găsit pe indivizi dispăruți, că chiar au ăia mutilați. Sunt toți mutilați. Wow. Picioare, brațe. Nu văd pe Madison. Trebuie să plec. Da, deci Madison e mutilat pe ăștia. Cred că nu sunt singur. Asta e bărbat care vorbește? Credeam că e femeie. Cu siguranță cineva aici. Ok. Madison? Ah, și cred că Madison... Sau? Ăsta l-omoră pe, omoră pe Madison sau invers? Poliția, arată-te! Cred că acum poliția omoră pe Madison. Wow! Vine sus la vedere. Nu te apropiam. Atras? Mamă, e monstru după noi. Oh, shoot, man. Cred că trebuie să fugim? Nu poate fi real. Camera asta aparținea femeii. Trebuie să scap de aici. Sure. S-a arătat, ești nebun. Deci noi avem camera lui Madison? Unde sunt? What is this? That woman. Is it possible that she's... Femeia e încă în viață. Credeam că am pușcat-o polițistul, dar... Că erau rapoartele că a fost găsită sau nu era Madison și era vorba despre altcineva. Shoot, man. Deschideți-mi, vă rog. Nu? Ne întoarcem de unde am venit? Cred că ne leargă cineva. Iar îl doare capul. Îi țiuie urechile. Doare podul. De care viziuni? Dar noi nu le vedem? Deschide agenda. Cred că e un pod cu o scară
Centrează. Și că trag la poartă. Podul. Unde poate fi podul? Podul, podul. Deci, caseta aia, cred că putem să o punem înapoi în storage. Nu mai avem caseta. Ah, ok. Cum mi se pare jocul până acum, ha? Are atmosferă sau nu? Opa. Ia. Nu pot să mă plec. Aici sunt fantomele la etaj, în mansardă. Wow, wow, wow. Asta e mare. That's what she said. Cheie triunghiulară. Habar n-am. Bă! A, e tunetul de afară. Văd niște cărămizi. 43, țineți minte chat, care nu e chat că nu e live. Ce scrie acolo? 5 years old? Erau niște calcule făcute. 5 years old, Albert. Oare îl punem în altă parte? Poate îl punem așa, dar nu cred că, uite, n-are forma aia. Nici aici, nici aici. E forma tabloului, cred. Că uite, ăsta e rombol, era hexagon. Uite aici. O cheiță. Care deja prea multe. Trebuie să ne întoarcem să mai depozităm din chestii. Cred că avem la noi... avem ăsta la noi. Deci... nu cred că e aici. What? Ok, ăla acolo. Nu-mi dau seama ce e aia. Ah. 13. Ok. Deci sunt 4 tablouri. Cred că le pui după... după ramă, însă... nu știu dacă mai sunt altele, aia e singura problemă. Nu cred că mai sunt altele. Bunicu, ia. Age is just a number, you can add or subtract, but at the end of the day, when the time comes, you die anyway. Da, cred că asta vrea să fie o parte din puzzle, că trebuie să adăugăm sau să scădem nu știu cum. Bă, ce nu se aude de aici? Eu cred că nu se aude absolut nimic și așa e jocul făcut. Gen, să te sperie. Nu știu ce e aia. Ok, trebuie să mergem să mai depozităm. Avem cheia. Trebuie să vedem unde ne duce. De la intrare, la începutul jocului. Asta e cheia. Deci prima încuietoare o avem. Și jos acolo nu știu ce e. E banul ăsta? N-am idee. Ok. Și pe aici pe undeva era... acolo? Nu. Nu, nu, cred că în camera asta era safe-ul. Asta? Habar n-am. Poate aia și venim să o luăm înapoi dacă ne mai trebuie, ca să ne mai golim inventarul. Să putem să cărăm mai multe. Opa! 43! Femeia de 43 de ani. Da, într-adevăr era vârsta de 43. Cine era? Era Madison, femeia de 43 de ani? Bună întrebare. Ok. La bunici, bă. Hai să vedem în camera bunicilor. Ce dezastru. Chiar la intrare trebuie să fie undeva. Da, de mai trebuie o cheie. Jurnalul bunicii. Se zice că dacă ai un jurnal îți face bine la creier. Azi am fost la vânzare de vechituri. M-am întâlnit în mijlocul nopții. Trebuie să-l ducem iar la culcare pe Johnny. Ce se aude aici, nebun?
Ok, probabil era ceva interesant prin jurnal pe acolo. De ce atâtea pastile? Bunica a murit cu mult timp în urmă, de ce ar mai păstra pastilele? Bă, într-adevăr că sunt medicamente peste, tot mai ales painkillere. Adică uite-te și tu aici. Calmante sau cum s-ar traduce la noi. Ceva filme, dar de ce? Eu în viața mea n-am mai văzut să fie încuiată o bucată din dulap. Hai să facem niște poze, actually. Wow. Bunica. E ceva aici. E... cu lemne? Ce s-aude, frate? Nu-ți... ok. Ăsta sigur se poate mișca cumva. Vedem că se acționează pe partea asta de sus, dar nu-mi dau seama cum. Trag de o lampă. Mut ușa. Bă, nu știu. Cred că avem și noi de-astea. Avem așa. Nu. Ăsta îl putem roti, oare? Oh, da. Poate invers, așa. Habar n-am, sincer, care-i puzzle-ul ăsta. Dacă îi facem noi o poză? Nu cred că ne zice ce și cum. Bă, cred că am cotrobăit destul prin cameră. Nu știu dacă am ratat ceva. Uite, vezi că sunt... astea care lipsesc. Yo. Aici nu era cumva o statuie? Am văzut cineva. Wait, ușa asta nu era încuiată? A văzut cineva? Cum a fugit statuia? Cu siguranță e ceva aici, dar nu pot să... Mi arată un ochi, dar nu pot să dau click. Doar eu văd asta? Camera tatălui. Cum prinde viață statuia asta care are 500 de kg? Nebunesc? Oh my god! Și acolo, mă, moartea! Sunt poze de familie astea. Bunica. O, sper că nu intră statuia peste noi. Foarte vechi pozele. Uite că vedem cum se mișcă aici în față. Și care-i faza cu ele? Oh my god, se schimbă singure. Wow. Yo. Oh my god, ce e aia? Moartea. Abar n-am ce se întâmplă, sincer. Ce frate aia? E doar o formă? Cred că trebuie să punem... Cred că trebuie să punem aia de la, din camera bunicii? Biroul bunicii. You know where to find it. Ceasul.
Noi avem un ceas, stai că nu-l avem în inventar, e un ceas ăla al bunicului, a, uite altul ăsta. A, sunt două. Da, o să... Ce se aude? O să avem nevoie de ăsta, că e ăla de la etaj. De cerc. Ce e asta? Cum să contactezi morții? În tot timpul s-am crezut că am luat o razna? Ce aici? Joseph, Abraham. Liar. Citesc cărți de rună, cărți de tarot și mă concentrez? Conectez cu persoanele iubite din trecut. Ok, what? Ok. Suntem ok. Mă, ăsta e posedat, eu nu știu ce are. Bunicul nu a trecut niciodată peste moartea ei. Rotește zoom. A dispărut... Wow! A dispărut... Statuia și-a apărut aici. Wait. Stai că nu știu dacă am făcut bine. Trebuie să-i dau așa, cred? Nu știu dacă trebuie să... Oh my god, ce se întâmplă? Nu știu dacă trebuie să văd ce era în poza aia. Am dat din greșeală, cred, click dreapta și e ca și cum o arunci. Wow! Mă, ce are, mă? Wow! Suntem ok. Stai acolo tu, da? Ești fatul cu minte. Trebuie să mergem la bunica în cameră, dacă nu mă înșel. Care era parcă aici? Este un pic. Ok. Na, credeam că pun iar caseta, da. Aha. Acum a mers și s-a deschis asta. Bă, destul de interesant, boys. Nu zic nu. O să desfacem ăsta și probabil se mai află niște chestii noi pe aici. E ăla, mă. E... portretul ăla sau ce-o fi. What? Și că respira careva. L-am luat pe tataia. Ce ascunzi tu aici, tataie? Ceva cu mamaia. Bunica a încercat să o contacteze pe bunica cu asta. Cumva sânge? Ok. Nu știu cum ne salvează jocul. Sper că reușește să salveze, dar sincer pe mine m-a prins joculețul. Îmi place foarte tare că e în română și mă prinde așa povestea cât de cât. Are o atmosferă horror, nu știu cât timp mă joc, dar parcă am intrat cu tot în lumea asta. Eu zic să oprim aici episodul. Dacă vouă v-a plăcut, veți apăsa butonul de like și mai continuăm. Dacă nu, nu ne mai jucăm. Jocul este mai lunguieț, deci cred că are vreo 5-6 ore jocul, ceva pe acolo. Deci dacă vreți să continuăm și ce veți de făcut, ne vedem data viitoare. Pa!